Cristi, eu sunt Crina și vreau să te felicit pentru câștigarea unui nou premiu de jucător al lunii. Salut Crina, îți mulțumesc și aștept cu nerăbdare întrebările tale. În continuare, am onoarea să te adresez câteva întrebări, iar prima dintre ele are legătură cu debutul tău la echipa națională. Știm că ai debutat la numai 16 ani. Cum te-a marcat acest eveniment? Te-a făcut să ai mai multă încredere în tine? Da, a fost un moment foarte frumos pentru mine să debutez la 16 ani. Am fost și cel mai tânăr debutant din istoria echipei naționale. M-a marcat, da, mi-a oferit foarte multă încredere, având în vedere că a jucat la echipa națională, a fost un vis pentru mine și culmea s-a adeverit foarte repede. În continuare, aș vrea să te întreb dacă există un jucător din fotbalul mondial pe care să-l admiri foarte mult, pe care să-l consideri un idol, iar dacă da, care ar fi acesta și de ce? Am mai mulți idoli în fotbalul mondial. Îmi place foarte mult de Sergio Ramos, îmi place foarte mult de Kyle Walker de la Manchester City, pentru că mă asemăn puțin cu el. Și ca fotbalist român mi-a plăcut foarte mult Cristi Chivu, fiind și un prieten cu mine. Îmi aduc aminte, stătea câte două ori în telefon cu mine când eram în Belgia, când jucam în Belgia, iar atunci jucam mai puțin și încerca să mă motiveze în fiecare zi și mă suna și vorbeam cu el. Și fiind idolul meu, a fost chiar o onoare să vorbesc cu el. Cu siguranță atmosfera din vestiar este una foarte bună. Ai putea totuși să ne spui care este jucătorul de la CFR Cluj cu care te înțelegi tu cel mai bine și în viața de zi cu zi? Da, având în vedere că sunt de foarte mult timp aici, fac 6 ani de zile, este o atmosferă bună pentru că îi cunosc foarte bine pe băieți, dar jucătorul cu care îmi petrec cel mai mult timp, atât când suntem în cantonament, cât și în timpul liber, este Camo, Mario Camora. Timpul liber al unui fotbalist este foarte limitat, însă mi-ar plăcea să aflu ce-ți place ție să faci atunci când nu ești pe terenul de antrenament, dacă ai vreun hobby. Da, este foarte limitat, mai ales când avem meciuri din 3 în 3 zile. În timpul liber îmi place cel mai mult să petrec timpul alături de familia mea și de fetițele mele. Iar în rest, nu știu, lucruri normale, să merg la film, să ieșim, să mâncăm în oraș, nimic special. Iar ultima întrebare pe care vreau să ți-o adresez este cum reușești să îmbini viața privată cu cariera? Este foarte ușor. Având în vedere că fac fotbal de la 6 ani, m-am obișnuit. E greu uneori că mai ajung obosit acasă, este normal, mai ales după un antrenament foarte greu, dar m-am obișnuit și reușesc să le îmbin foarte bine. Îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și îți doresc mult, mult succes! Hai CFR! Și eu îți mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere să-ți răspund la întrebări. Hai CFR! Cristi, mai avem încă 2 întrebări de pe Facebook și de pe Instagram de la suporterii care te-au votat jucătorul lunii. Una dintre ele ar fi așa, de la Gheorghi, el vrea să știe dacă în ultima etapă vom avea nevoie de victorie ca să devenim campioni și echipa primește penalti în minutul 90 la scorul de 0-0, vrea să știe dacă execută această lovitură. Normal, este o onoare pentru mine să aduc titlul în gruia, mai ales cu presiunea asta. Și în plus că am prins încredere la loviturile la 11 metri pentru că n-am ratat niciunul. Perfect, iar pe Facebook avem o întrebare. Jolt vrea să știe dacă, pentru cariera ta, care ar fi cele mai valoroase 2 sfaturi de ordin tehnic pe care le-ai primit de la fostul fundaș dreapta, Dan Petrescu? Cel mai important primit de la el este să mă apăr bine, pentru că asta se vrea la un fundaș lateral. În primul rând să te aperi bine, iar apoi tot ce faci pe faza ofensivă este bonus. Iar al doilea sfat este mai bine să mă duc de 2 ori să centrez, să dau 2 centrări bune decât să mă duc de 50 de ori să nu dau niciuna bună.